consilierii județeni au dezbătut și adoptat în ședința din luna mai 17 proiecte de hotărâri. Pe ordinea de zi a aleșilor locali s-au aflat rectificarea bugetului general al județului pe anul în curs, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, precum și acordarea de premii de excelență elevilor olimpici. Să găsim un avocat cât mai ieftin posibil. Și mai bun. Și mai bun.
Dacă nu sunt sub ochi arătare pentru de hotărâre, cine este pentru? Cine împotrivă? Abține? 21 de voturi pentru și 10 abține, proiectul de hotărâre este adoptat. Proiect de hotărâre numărul 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alibirii a două terenuri situate în comuna Palaciu, al strada Petru Palaciu, numărul 2, proprietate publică a Județului Cahița. Care sunt intervenții? Care sunt intervenții propus de adoptare a proiectului de hotărâre? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 31 de voturi pentru, proiectul de hotărâre este adoptat. Proiectul de hotărâre privind asocierea județului cu primăriile în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița cu scopul finanțării și cofinanțării proiectelor care nu se regăsesc în programele naționale de dezvoltare a fost votat în unanimitate de cei 31 de consilieri județeni. Proiect de hotărâre numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ialomița cu unele comunități administrative teritoriale de județ în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița. Vă rog, dacă sunt intervenții. Pe această temă pot să informez eu că, sau să vă reinformez, că avem această inițiativă datorită problemelor pe care le constatăm cu toții în actul administrativ, în actul județean, datorită salariilor foarte mici practicate în ultimii 25 de ani, administrațiile publice nu au avut capacitatea de a angaja un personal foarte bine pregătit în momentul care să gestioneze fără riscuri aceste domenii. Și pentru că serviciile de achiziții publice, în cadrul serviciilor publice, serviciile de organizare, la acel moment nu se pot desfășura în cele mai bune condiții, la solicitarea colegilor primari din județ, am luat această decizie de a înființa o asociere de dezvoltare intercomunitară care să aibă două componente. O componentă de prestări servicii, să-i ajutăm în aceste domenii juridice, achiziții publice, urbanism și fonduri europene, și o componentă de dezvoltare județeană, un plan județean de dezvoltare, care să fie finanțat în parteneriat către Consiliul Județean Ialomița și comunitățile respective din județ, celor care doresc să se asocieze la această asociație. Și până la acest moment, 53 de localități care și-au exprimat intenția de a fi partele, am alocat deja un buget de 5 milioane de lei pentru finanțarea proiectelor care nu se regăsesc în programe naționale sau în programe europene, sau pentru cofinanțarea acestor proiecte în cadrul autorităților locale care nu dispun de sumele necesare. Este o decizie în care noi, Consiliul de Ialomița, suntem unul dintre principalii inițiatori, însă nu avem un vot în această asociație, ca și toți ceilalți colegi primari. Deciziile de finanțare a unor proiecte sau de nefinanțare vor fi luate prin vot dintre toți membrii acestei asociații. Dacă nu ați aveți intervenții la acest subiect, dacă nu sunt supus pe adoptare lucruri de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 31 de voturi pentru, proiectul de hotărâre este adoptat. Opoziția a votat împotriva strategiei în domeniul eficienței energetice a județului pentru perioada 2016-2020, contestând intervalul scurt de timp pentru elaborarea unui astfel de document. Proiect de hotărâre numărul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei în domeniul eficienței energetice a județului Ialomița pentru perioada 2016-2020. Dacă doriți avem aici firma care a votat la realizarea acestei strategii, o poate face o prezentare mai lungă sau mai scurtă în funcție de dorința pe care o aveți, pe care o avem. Vă rog, următoarea.
scurtă intervenție legat de această strategie. Dacă firma poate să ne spună, crede că până în 2020 poate fi implementată sau parte din strategie poate fi implementată la nivelul județului? Avem timpul necesar să scriem, să facem tot ce ne propunem? Bine, bine. Bună ziua! Andrei Scumica sunt, reprezentantul firmei. Da. Din păcate, nu o să putem să atingem toate punctele menționate în strategie, însă o mare parte din ele vom încerca să le atingem în finanțări relansabile prin fonduri europene. Atunci, rugămintea să nu scrieți 2016-2020, să scrieți 2016-2024, probabil. Da, o să facem o prelungire deci, în funcție de eforturile... Pentru că suntem convinși și știm toți ce înseamnă să elaborezi un proiect. Împreună cu domnul președinte, în ședințele de Consiliu am stabilit că e destul de greoaie procedura, că nu putem atinge anumite proiecte până 2020, drept pentru care, haideți să nu dezinformăm, să spun așa, că putem face până în 2020 implementa lucrurile care sunt trecute aici. Nu dezinformăm, este cadrul legislativ pe bun, 2014. Bun, perfect, e regulă, dar haideți noi ce prezentăm aici să fie în concordanță cu ce și putem face. Nu o să transformăm din această strategie, mi-aș dori să se întâmple. De parte de mine gândul. Dar eu vă întreb sincer. Pentru că cadrul strategiei se numește 2016-2020. Bun. Avem o până deci este un titlu. Da, exact. Perfect. Avem o schimbare. 2022 până la finalitatea fondului european. Perfect. Haideți să spunem lucrurile așa cum sunt. Mulțumesc. Da, dacă îmi permiteți, sigur că această strategie nu include măsuri care să fie finalizate până în 2020. Este exclus să se întâmple asta, pentru că finanțările europene ele au obiective mult mai lungi decât și 4 ani cât a rămas nouă la dispoziție. Cert este însă că am realizat această strategie în conformitate cu actualul exercițiu bugetar al Uniunii Europene. Era firesc să fie 2016, că dacă noi am făcut strategia asta acum 4 ani, ar fi fost 2012-2020. De preferat este să facem aceste strategii în concordanță cu programele europene și cu bugetele europene. Dacă noi am avea atâta abilitate să cunoaștem foarte bine ce se va întâmpla din 2020-2027, ar fi ideal ca aceste strategii să fie realizate pe perioade cât mai lungi de timp pentru și adaptate, revizuite pentru și această strategie în 2020. Dacă Uniunea Europeană va lua alte decizii cu privire la eficiența energetică, aceste strategii se reduce 100%. Important este ca noi să includem obiectivele prioritare și majore pe care le avem. Domnul președinte, pentru toate obiectivele propuse în această strategie, sunt convins că se vor face niște cheltuieli. Noi mai avem 3 ani până în 2020, suntem în 2017. 3 ani, fix că nu e 3 ani. Noi vom angrena niște cheltuieli, fără să știm ce urmează și după 2020. Nu avem de unde să știm. Dar în această strategie, dacă se tinde pe termen mai lung, cu siguranță vor fi proiecte pentru care se vor cheltui bani PSP-uri și pe alte chestii. Și nu vor fi realizate. Eu nu spun să nu facem. Dar haideți să fim realiști. Este foarte clar că, toată lumea înțelege că fără să avem aceste strategii, este exclusă finanțarea totală a fondurilor noastre. Dacă analizăm și am putea să spunem, da, domnilor, 100% din proiectele noastre vor fi finanțate, am face asta. Cert este că suntem, știe toată lumea, într-o competiție în accesarea fondurilor europene cu toate orașele și județele din România. Toată lumea știe că nu sunt bani
eficient și atunci va exista, vor exista și criterii de departajare. Important este să fim această competiție, important este să înțelegem că fără să facem acest prim pas, șansele chiar nu sunt deloc. Noi considerăm că suntem în această fază obligatorii de realizarea unui strategie. După care, obligatoriu pentru că am angajat niște sume în realizare este să debarăm și să ne înscriem în toate finanțările europene care vor putea fi accesibile de acum înainte. Dacă le vom câștiga sau dacă le vom câștiga, este, va aș fi un răspuns imatur să spun că, da, domnule, garantăm noi câștigul. Poate, foarte mulți de dumneavoastră ați avut o cază de proiecte europene pe unde le-a dat la finanțare. Știți că și colegi de dumneavoastră sau prieteni apropiați au depus proiect și poate ei au obținut o finanțare. Intrăm într-o zonă normală de competiție și cu speranța că orice om care se pregătește va și obține rezultatul așteptat. Dar fără să inițiem aceste strategie și fără să inițiem proiecte, cu siguranță nu are nicio șansă. Vă rog dacă ați avut intervenții. Dacă nu sunt buni prea adoptare pe multe hotărâre, și că este pentru. Împotrivă. Abține. 21 de voturi pentru și 10 abține. Pentru că hotărâre este adoptat. Proiectul de hotărâre numărul 10. Proiectul de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare a proiectului de grup de investiții, creșterea eficienței energetice a clădirii centrului cultural de comerț cu Ionel Berbea. Dacă sunt intervenții, rog. Dacă nu sunt lucruri de adoptare pe proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă, abține, 21 de voturi pentru, 10 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre este adoptat. Consilierii liberali s-au opus și proiectelor privind creșterea eficienței energetice a unor sedii de instituții aflate în administrarea Consiliului Județean. Următoarele proiecte de hotărâre au la bază strategia pe care noi am aprobat-o în proiectul de aprobare a notei conceptuale și a temei de proiectare a proiectului obiectivului de investiții creșterea eficienței energetice a sediului Muzeului de Țară de Avința. Vă rog la sunt intervenții. Dacă nu sunt pus la adoptare pe bune hotărâre, cine este pentru? Împotrivă. Abține. Cu 21 de voturi pentru și 10 voturi împotrivă. Împotrivă 10. 10 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre este adoptat. Proiect de hotărâre numărul 12. Proiect de hotărâre sunt aprobarea unei conceptuale și a interpretarea proiectului de investiții de investiții și eficiență energetice a cămunii școală, clădirea școală și clădirea sală de sport, liceul de lucruri speciale de interpretare cu promoția. Vă rog, dar sunt intervenții. Dacă nu sunt intervenții, vă rog, adoptare pe bune hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. 31 de voturi pentru, proiectul de hotărâre este adoptat. Proiectul de hotărâre numărul 13, proiectul de hotărâre privind aprobarea unei conceptuale și a temei de proiectare a proiectului obiectivului de investiții creșterea eficienței energetice pentru clădirea comandantului Centrului Militar Județean Iavorița. Vă rog dacă nu intervenție. Și vreau să știți și eu, dacă cumva există de la Ministerul Apărării Naționale finanțări în sensul ăsta. Au fost vreodată cereri de către Consiliul de către comandament în acest sens? Pot să vă spun că acest proiect face parte din strategia eficienței energetice și pentru noi prima opțiune referită fondurilor europene. Rezolvarea acestor probleme. Dacă vor solicita la Ministerul Apărării, la Consiliul Județean de Alunța,
Important este ca noi să evităm copierea cât mai mult posibil a banilor naționali, dacă se poate. Tocmai de aceea încercăm să depunem acest proiect în cadrul unor finanțări europene. Dar și clădirea noastră, asta e foarte clar. Noi discutăm acum și de o schimbare a arhitecturii acestor clădiri. Pentru că ele, o parte dintre ele trebuie să investim pentru că plouă sau pentru că au trecut 30-40 de ani și în Comisia Județeană care nu s-a făcut nimic. În cadrul în care nu vom reuși să obținem finanțe europene, va trebui să o facem noi. Mai trebuie să o mai târziu. Nu există nicio legătură de finanțare între Ministerul Apărării Naționale și Comisia de Apărării. Cu de vedere al clădirilor, nu există nicio obligație. Suntem noi proprietari, dacă ar fi fost ei, nu puteam noi să depunem un proiect de finanțare. Asta este rațional. Da. Dar nu sunt alte interpreții. Dacă nu sunt proprietarul care trebuie de motorele, nici este pentru. Împotrivă, facere, cu 21 de voturi pentru și 10 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre este adoptat. Proiect de hotărâre numărul 14, proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii conceptuale și a drepturilor de proiectare a proiectului de investiții, creșterea eficienței energetice, a clădirii, a administrativului de stat al actual de hotărâre. Vă rog, dacă sunt intervenții. Dacă nu sunt intervenții propun spre adoptare proiectului de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 21 de voturi pentru și 10 abțineri, proiectul de hotărâre este adoptat. Proiect de hotărâre numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiție, dar și a principalului indicator de economic și pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice a clădirii centrului de plasament numărul 3, promoția, chimiețul de avăriță și cantina aferentă. Dacă doriți planificări, domnul Paul Marcu, neidul direcției este aici, vă poate răspunde cu privire la oportunitatea acestui proiect. Și intervenția copilului are obiectiv, ca și noi de altfel, să obținem cât mai multe europene. Vă felicit conducerea de acolo, pentru că ne dorește să se implice în asta de proiecte și experiența pe care ne-a luat au și au demonstrat că au reușit la acest moment, ne pregătește să ne luăm că vor putea să obțină finanțele europene și în valoare globală. Dacă nu sunt intervenții, propun ca adoptare pentru de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 31 de voturi pentru. Proiectul de hotărâre este adoptat. Proiect de hotărâre numărul 16. Proiectul de hotărâre aprobarea documentației de avizare a proiectului de investiții și a principalului indicator de economici pentru obiectivul de investiții, creșterea și eficiența energetice a clădirii complexului de servicii sociale, soluția și prețul de amenizat. Vă rog, dacă sunt intervenții. Dacă nu sunt intervenții, propun de adoptare pentru de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 31 de voturi pentru. Proiectul de hotărâre este adoptat. Proiect de hotărâre numărul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a proiectului de intervenție și a principalului indicator de economici pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice, a clădirii complexului de servicii pentru protecția copilului în Siceli, proiectul Galuță și Cantina Ferentă. Vă rog dacă sunt intervenții. Dacă nu sunt intervenții, propun spre adoptare proiectului de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 31 de voturi pentru, proiectul de hotărâre este adoptat.
pretenții vis-a-vis de, de alegeri. Știți, mă gândiți că vom avea alegeri parțiale între orașe din Iarovița, fără în momentul de față, că el era pe rost, am apărat o comisie din județeană, am și o conferință cu conducerea ministrului de interne, sunt luat de toate pasurile tehnice și organizatorice ce pentru bună desfășurarea acestor alegeri. Sunt 17 secții de votare care vor fi cuprinse în acest scrutin electoral. Au fost constituite atât biroul electoral județean, cât și birourile electorale de circunscripție. Urmând în perioada următoare se depun candidaturile, este de dobat și problema tipării buletinelor de vot. Deci, lucrurile din punct de vedere al unei actării al început sunt care. Acum, n-aș fi vrut să vin, dar este chiar un punct de vedere personal neapărat ca instituțional, ca instituția prefectului statului, unde vreau unii consilieri județeni să înțeles prin știu și tot vis-a-vis de situația, nu de situația de spital, de situația medicilor în general. Eu sunt absolut convins și am fost și eu la UPU de nenumărate ori, cum cu cazuri personale, cu ocazia unor accidente cu intervenții de urgență care trebuie să se verifică ce se întâmplă și acolo și care este starea accidentaților pe care i-am dus acolo. Lucrurile în viață nu sunt albe și negre, totdeauna ți-ai de gri. Eu nu spun că cineva este vinovat sau cineva este nevinovat. Dar un lucru este cert, că atâta timp cât un medic, indiferent că el specializat pe situații de urgență sau are diverse specializări în spital, îndeplinește această profesie, vreau să fiți siguri și am cunoscut și eu mulți medici, că primordială este viața omului și intervenția în scopul salvării de vieți omenești și intervenția corectă asupra vieții omului. Parcă contează mai puțin relația interumană dintre medici și hachițele care se mai întâmplă. Din punct de vedere medical, eu n-aș vrea și este un punct de vedere și cred că și cu experiența și vârsta îmi permite să vă spun. Eu n-aș vrea să urmă Consiliul Județean într-un for de verificare sau de analiză a unor dispute între medici ca și verificare, control sau știu cum poate fi făcut. E punct de vedere medical, dar este și creată această structură a Colegiului Medic. Punctul de vedere al managementului general și a relațiilor interumane care sunt la nivelul și pe zona de resurse umane la Colegi. Sunt reprezentanții Consiliului Județean care sunt în Consiliul de Administrație al Spitalului, care mă pot informa foarte, foarte clar. Adică aș ține cumva de o parte, partea strict administrativă, de partea medicală. În plus, de asta, în afară de fișa postului și tot ceea ce înseamnă pentru fiecare medic, îndeplinirea atribuțiunilor, la terminarea facultății, mai depus și împreună robotul Hipocrat. Viața omului este cea care contează cel mai tare. Evident, nu sunt șuruburi și se mai întâmplă atât la fiare cât și la oameni, și câte o problemă care poate fi generată de pacient sau poate fi generată cumva de medic. Dar asta este viața. Am fost și eu în multe locuri și din spital și chiar cu doamna doctor, nu știu cum o cheamă, a știut că ne-am dotat nou cu un aparat din acasă. La oftalmologie. Vedeți că mai sunt în regulă ochelarii care aveți și de foarte curând avem acest aparat. Lucram cu unul din 1900. Deci, se vede cumva și în spital, pentru fișe medicală, pentru că a permis de conducere și am vrut să o fac în spital, să văd și eu care este situația acolo. Lucrurile
încep cumva să se miște, nu sunt în regulă. Dar parcă aș separa cumva partea asta de, hai să le spunem pe lume, șicane între totul, de actul medical în sine. Steluța Oancea a fost desemnată ca reprezentant al Consiliului Județean în Consiliul de Administrație al Centrului Cultural Ionel Perlea.